Victoria obținută sâmbătă în sala sporturilor Romeo Iamandi în fața formației HF Piatra Neamț a dus la pierderea Cristinei Clisu, jucătoare care a părăsit terenul accidentată. Cristina va sta departe de teren vreme de 2 săptămâni. Este vorba despre Clisu Cristina, care uita să vaită de coastă. Într-adevăr, la meciul de la Târgoviște a primit un cot intenționat, a zice, în coastă și are o fisură de coastă. Anca Lipan, acum când vorbim, trebuie să vină de la București, de la a doua ședință. O altă absență majoră pentru formația buzoiană o reprezintă Anca Lipan Ionescu, cea care are însă toate șansele să revină pe teren în mai puțin de 2 săptămâni. Anca s-a accidentat etapa trecută după ce o afecțiune la genunchi a recidivat. Sperăm ca cele două, știu și eu, în decurs de 2-3 săptămâni să reintre în formație, pentru că și așa suntem numeric destul de subțiri, dar faptul că celelalte care au evoluat în aceste jocuri au dat satisfacție, pe noi ne bucură foarte mult. Pentru trupa antrenată de Romeo Ilie urmează 2 partide care necesită toată atenția jucătoarilor sale, chiar dacă la prima vedere HM Buzău este favorită certă. Runda următoare se vor deplasa la București pentru întâlnirea cu ACS Școala numărul 881, pentru ca peste 2 săptămâni să joace acasă cu Neptun Constanța.